dragi români, vreau să vă transmit câteva impresii care țin de rezultatul alegerilor și de finalizarea campaniei electorale pentru alegerile parlamentare. În primul rând, vreau să mulțumesc tuturor brâncenilor care au ieșit la vot și în special ai votanților PSD, pentru că 33.387 de brânceni ne-au votat și ne-au acordat responsabilitatea unui vot și a unei legislaturi, a unui mandat care va trebui să-l maximizăm în interesul brâncenilor și al românilor. Astăzi vin în fața dumneavoastră nu doar să vă mulțumesc, ci să reiterez acum și la finalul campaniei electorale și a încheierii numărătorii voturilor faptul că ceea ce am promis, ceea ce ne-am angajat în timpul campaniei electorale, vom duce la bun sfârșit într-o proporție cât mai mare. Nu vom face niciun rabat, nu vom recupeți niciun efort să realizăm ceea ce v-am promis și mai mult decât am promis. Dincolo de rezultate, dincolo de cifre, suntem oameni, vom rămâne oameni, pentru că nouă ne pasă, pentru că noi ne-am asumat ceva în fața dumneavoastră, pe care vrem să-l ducem la bun sfârșit. Dar doar împreună în continuare. Apreciez efortul în condițiile pandemice pe care l-ați făcut pentru a fi prezenți la vot. Din păcate, o prezență foarte mică. Din păcate, în continuare nu înțelegem responsabilitatea civică pe care o avem, unii dintre noi. Dar sper ca următoarea perioadă să așeze lucrurile, iar noi, politicienii, să reușim să redăm o încredere cât mai mare românilor, pentru că fără a fi uniți, fără a fi împreună în tot ceea ce facem, nu vom reuși să ducem România acolo unde ne dorim. Rezultatul votului este unul mulțumitor la nivelul județului Vrancea, este peste pragul național. E adevărat că, la o diferență foarte mică, suntem pe locul 2, dar asta ține de condițiile în care s-au desfășurat aceste alegeri și aici mă refer la instituții ale statului care au fost practic angrenate într-o luptă politică, deși nu aveau nici ca obiectiv, nici ca probleme de rezolvat o astfel de implicare. Din păcate, guvernarea incompetentă PNL a determinat și a condiționat foarte multe instituții să intre într-o bătălie politică. Noi nu ne-am bătut, așa cum se spune pe românește, în campania electorală doar cu competitori politici. Din păcate, a trebuit să facem față unui sistem opresiv adresat alegătorilor ai Partidului Social Democrat. Avem foarte multe sesizări, foarte mulți oameni nemulțumiți, mai ales din mediul economic, care se plâng de faptul că li s-a impus să adopte o conduită, dacă nu pro-penelistă, mai ales neutră, acolo unde nu doresc să afișeze apartenența politică. Sper ca politizarea, și vom lupta ca politizarea instituțiilor publice, și mai ales pe criterii de apartenență la diferite grupuri, că vorbim de neamuri, că vorbim de diverse interese, să se apropie de sfârșit, iar meritocrația să înlocuiască aceste tipuri de abordări și mai ales de ocupări în funcții cheie ale instituțiilor publice de la nivelul județului Vrancea. Pentru că altfel nu vom cunoaște o dezvoltare, altfel nu vom realiza ceea ce ne-am propus cu toții. Vom avea foarte multe lucruri de făcut, vom face și o analiză, vom vedea exact care sunt lucrurile care ar trebui avute în vedere, vom fi atenți la semnalul de alarmă pe care compatrioții noștri ni l-au tras, vom analiza și vom lua cele mai bune măsuri, după ce vă vom consulta și pe o parte dintre dumneavoastră, așa cum v-am întrebat în timpul campaniei, ce așteptări aveți de la nivelul
partidelor politice sau de la politicieni. Și organizația județeană Vrancea a trecut prin momente dificile după alegerile locale. Vom reconsolida organizația și vom avea în continuare cele mai bune resurse umane care sunt în acest moment în județul Vrancea pentru a putea face din nou ca organizația județeană Vrancea să rămână acolo unde i-a fost locul în ultimii 20 de ani. Și anume pe locul întâi. Vă mulțumesc mult încă o dată și vreau să vă asigur că vom rămâne alături de dumneavoastră, vom rămâne printre dumneavoastră și nu vom uita ceea ce am spus de-a lungul campaniei și mai ales în contactul pe care l-am avut cu fiecare dintre dumneavoastră. Vă urez să aveți parte de liniște, de regăsire și să începem o bătălie pentru România de această dată, în care să devenim uniți, solidari și mult mai implicați.